Salutare, guys, și bine ați venit la nou episod. Din câte am înțeles, nu prea ne aud playerii. Nu știu de ce. Suntem în Blackwater. Aici am rămas ultima dată. Eu, cel puțin. Și o să chem acum un pic Murcum. Vreau să facem un episod mai special. Vedem. Haide, Murcum. Și v-am ascultat pe voi la ce ați spus pe live, că vreți pe amândouă. Și apoi cam așa o să și facem. Mă duc numai să-mi un lasso. Știți voi ce urmează. Hai să punem calul. Noroc, mă auziți? Da. Ah, ok. Am vorbit cu un cetățean înainte și nu m-a auzit. Ah, ba da, e ok. Ce faceți? Cum sunteți? Căutăm și noi de lucru. Da, nu știu nicio, că și eu asta caut. Plecați în Valentine, că poate pe acolo există ceva de lucru. Am fost mai devreme și pe acolo, doar ce am ajuns și noi pe meleagurile astea. Bă, recomand să faceți ceva ori vânătoare, ori... Dar nu vă băgați la urși. Atâta vă spun. Dar vânătoarea am tot vânat la pisici din alea și la căprioare, da? Dă puțin, șefule, dă 80 de cent. Da, păi trebuie să te duci un pic mai sus. Dacă vezi că este un domn, undeva pe munte, care a luat odată labă de la urs albă, mergeți acolo pe undeva, aia verde, că mai este unul care mai o are verde, dacă mă înțelegeți, ăla niciodată. O să găsiți trei urși, un urs polar, cred că, un urs de categorie mai mare și panteră, dacă faceți acolo. Nu vă recomand, vă trebuie cel puțin pistole acolo. Și cu arcul putem să mergem la laba aia de urs albă? Bă, acolo vreau să încerc și eu. Deci, cam pe acolo. Acum mă duc să văd dacă este lasso pe aici. Aveți? Am înțeles. N-am lasso nici. Hai să vedem ce preț are aici. Voi nu aveți deloc bani? Deloc. Ce vă recomand? Să mergeți la minat. Mă înțelegi? Da, la minat. La minat degeaba mergem, că ne trebuie ciocan și matriță să facem... Păi atunci aia. Mergeți cu cursă rapidă și până faceți niște bani. Că... La vânat îți trebuie neapărat la sou? Te ajută. Deci unul după tine, unul pe cal și unul pe... Mă înțelegi? Unul tragi după tine. Și așa faci mai mult. Bă, mereu s-a laminat că am făcut 300 de dolari numai din ăla. Pe lumea. Da, dar trebuie să vă luați licența. Păi și după aia le vinzi așa pe aici? Este magazin, poți să le vinzi mai bine decât la alți cetățeni. Alți cetățeni dau pe undeva la 25, 20 cu 25, fierul și cupru. Și la magazin parcă îți dă 25 pe fiecare, nu mai știu exact. Și întrebarea mea... Putem să vinde întregi minereurile? Da, trebuie să le faci. Ba, cred că și la magazin poți direct minereurile. Numai că îți dă mai puțin decât prelucrată. Păi da, dar ne trebuie ciocan și matriță să le prelucrăm și nu știu de unde. Stai că cred că pot să vă ajut cu treaba asta. Că eu oricum nu mă mai duc acolo. Dar numai una am. Haideți unul dintre voi la mine. Numai unul. Vă dau la unul dintre voi. Astea de unde le faci? Te duci... Stai că spun imediat. Eu de obicei mergeam în Strawberry, dar plecați în Annesburg. Acolo poți să minezi și seara fără să fii deranjat. Pentru că, na, e zona verde, dacă știți. Și atunci te duci acolo în Annesburg și după în Strawberry. Dar din câte am înțeles, poți să le vinzi direct în Annesburg toate. Și acum pe viitor vă mai luați voi ce mai aveți. M-am păstrat oricum o matriță, că, na, să am și eu. Da, licență, să nu uitați că nu știu că vine poliția și vă poate lua, adică... Internacom ne trebuie.
Tenocopul cred că $5 o bucată. Tenocop nu am. Da, nu e nicio problemă. Mulțumim frumos. Ba, 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 am unul. Matrița de unde facem și noi rost? Ia că ți-am dat un tenocop. Matrița tot acolo o faci la... Stai că zic imediat. Ce fac frații mei? Ăștia micuți. Nu prea facem. Da, am în învățare și noi căutăm și noi de lucru ceva. Da. Da. Aveți fier? Vă dau eu de lucru dacă n-aveți. N-avem. Dă-ne, te rog. Da. Cu mine acum vă împăcați. Foarte bine, nu, deloc, n-am pus niciodată. Da, că ne îndreptăm încolo. Da? Păi, eu uite aici... Da, vezi? ...cazinul ăsta de arme. E a meu. Dacă aduceți lingourile de fier aici, le cumpăr pe toate. Când veniți cu ele, vi le cumpăr pe toate. Ne înțelegem la un preț bun să... Avem nevoie de matriță și de ciocan. De matriță? Fii atent aici. Matriță merge în strawberry. Și cu 10 minereuri de fier, vă faceți o matriță. Mulțumesc, tata. Da. Și ciocanul la fel? Hai să vedem de la som. Săgeți, arcuri, 150, utilități. Minocul la sou, aș avea nevoie, mă. Nu, cam. Și Madrid o faci cu 15 minereuri unde? Cu 10 minereuri? Îmi permite, ai fă... A, e armă, mă. Munițe, varmita, mă, cât e? 2, ce am înțeles? Nu trebuie neapărat ăsta bani. Nu prea m-am. Da, m-am pentru calma. Stai 2 ore, mai bine nu merge, știi? Șefule, cumpere un inel cu diamant. Nu. Păi să cumpără pe zi, nu poți să cumperi mai puțin? Nu, pe zi, $7. Și dacă îți cumperi târnăcoape, îți cumperi, mergi și îți faci... Bă, vreți o bomboană? Da, dar eu după unde vând matrița și alea? Nu trebuie să le mai vinzi, matrița ciocanul ți le lași, că alea tot nu poți să-ți fie. Alea, minereurile. Lingourile, faci lingouri de fier. Păi aici la mine, eu sunt cu magazinul ăsta de arme de aici. Aha. De Blackwater, ea meu. Și veniți aici la mine și eu vi le cumpăr pe toate. Câte aveți, atâtea vă cumpăr. 10, 20, 50. Am vreo $25,000 de dolari pregătiți numai pentru lingouri. Înțelegeți? Păi și mi-ajunge și mie $17 să cumpăr și tânăcop și... Eu dau, sincer, dacă veniți cu 3-4 bucăți, cu 2-3, vă dau $30 pe bucată. Dacă veniți cu 20, cu 30 de bucăți, vă dau $35 pe bucată. Gata, nu mai stăm, plecăm. Înțelegeți? Până la 25.000 de dolari am separat pușa aia, numai pentru din astea. Numai să vă luați licență și copie de licență. Că dacă nu... Nu, copie... Deci când îți cumperi prima și prima dată acum licența, să te uiți în buzunar că cred că vă dă direct. Dar okay. O oară când o reînnoiești, dacă nu ai licența la tine, să ți-o reînnoiască numai să-i schimbe data, atunci trebuie să ceri o copie, dacă nu ai paia veche la tine. Dar dacă nu ai paia veche, ți se schimbă direct data, știi? Perfect. Da. Dar deci și... vă costă $8, că trebuie să ceri și copie. Știi? Dar prima dată vă dă pe 7, nu trebuie copie. Cred că mai avem vreo $10 de căciulă fiecare, nici nu cred că ne ajunge de... Hai că vă dau eu $50. La șef, la care? La care? 95? Cred că dai eu. Șeful, șeful, ne ajunge și 17 dolari să-mi ia și licență și târnăcop. Noi ne împărțim noi și nu uităm. Rămânem datori și hai, chiar tata. O să venim cu... Da. Hai tata să-ți dau și ție. Bă, să nu uitați de magazinul ăsta, că vă plătește bine. Auzi? Vorbiți cu el în felul următor, mă. Îi aduceți minereurile, dar vedeți că poate puteți să faceți o combinație, să luați și arme, dacă aveți. Auzi, cu o întrebare mai tâmpită, de ce trebuie că stau așa cocoșat? Că ești cocoșat. Păi știi la ce mă refer. Vezi că ți-am dat $30 acolo la tine.
Bună ziua, domnule. Da, ți-am băgat 30 de dolari în buzunar. Oh, te pup, te pup, mulțumesc mult, te pup. Hai bă, să vă mai dau încă, că voi sunteți 3, hai să vă mai dau vouă. Dă-i la băiatul ăsta, la colegul, că mi-e. Păi și cam de câte tână coape aș avea nevoie? Cât? 49? Tână coape îți ajunge vreo 5 prima dată. Oricum stai acolo destul de mult. Sănătate, numai bine. Da, luați-vă târnăcoape, luați-vă mâncare, apă, știți cum să faceți cu apa? Luați sticle goale și le umple. Le umpleți și le, le fierbeți acolo sus, la ăsta. La ceaun? La ceaun. Haideți să vă arăt, haideți să faci. Tare de unde loc. Cum s-a făcut? Nu știu, a aruncat ceva pe jos. Un cotor, de mări. Du-te după el. Bun, nu. Cred că pe aici e pe undeva, stai un pic. Ok. Nu mai știu pe unde aveam la sou, mă. Am uitat din momentele alea de pe live. Mă ajunge poze. Și vânător. Ok. Hai să vedem acum. Nu e posibil să-mi dai crash? De o licență. Licență vânător. Până pe 10 întâi, ok. Da. Mă rog, mi s-a blocat în mână. Bun. V-ați prins ce facem în episodul de astăzi? În episodul următor, de fapt. Că nu mă ține pe episodul. Și hai să vedem pe unde ne putem duce. Nu, din păcate nu am undiță, trebuie să facem niște bani. Să-mi iau armă și pistol. Armă, de fapt. Mă, na, e mai mică, dar ajunge, că mergem la vânătoar. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Și ne auzim pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa.